bune, pe care îl leg oarecum de partea de anunțuri. Așa cum știți deja, fratele Ghiță a fost supus la intervenții chirurgicale pline. După vreo 3 ore și ceva de operație, de stat în sala de operație, a ieșit cu bine din operație și acum este încă internat la clinica Someșari din Baia Mare. Ne rugăm ca Domnul să îl ajute să se recupereze cu bine și cât mai curând să fie din nou parte din părtășia bisericii. Ne rugăm ca Domnul să o binecuvânteze pe sora mine, la familia întreagă și să-l ajute pe fratele Ghiță să fie o bună mărturie acolo, la spital, în tot ceea ce face. Amin? Apoi, anunț că ieri a avut loc la Sighet o întâlnire a lucrătorilor din Maramureș. O întâlnire foarte bună și benefică, în care ne-am gândit la strategia și viziunea bisericii locale și cum biserica locală ar trebui să-și îndeplinească mai bine menirea de a fi sare și lumină, acolo de Dumnezeu așezată. Eu am făcut o remarcă pe care aș vrea să o și implementăm în biserica noastră. Și anume, nu cunosc, nu știu să existe în Maramureș, și nimeni nu m-a contrazis, nu există în județul Maramureș o biserică care să aibă acest specific aparte, și anume să fie definită de faptul că pe termen lung are o viziune clară și o preocupare constantă pentru a pentru mărturia individuală a fiecărui credincios, pentru evangelizarea personală. Nu este în Maramureș o biserică care să fie preocupată constant, pe termen lung, să lucreze la partea de evangelizare personală. Adică ce înseamnă evangelizare personală? Adică fiecare membru din biserică să fie motivat, încurajat și pregătit să îl mărturisească pe Domnul cuiva nemântuit, din familia lui, din vecinii lui, din orașul în care locuiește. Și nu există o biserică care să aibă în mod constant. Facem. Toți facem evangelizare personală. Toți facem misiune. Toți facem lucrarea. Însă nu există o biserică care să fie definită de scopul ăsta atât de clar încât să nu fie un program de biserică la care oamenii să nu fie motivați specific pe direcția aceasta. La terminarea programului de biserică să știe toți frații din biserică când ieșim pe ușa bisericii, deja primul om care ne iese în cale trebuie să fie în vizorul nostru sau în săptămâna în care intrăm să avem preocuparea aceasta. Cui îi voi mărturisi pe Domnul în săptămâna aceasta? Pentru cine mă voi ruga? Cu cine voi sta de vorbă? Cui îi voi spune despre Domnul Iisus? Pe cine îl voi aduce la dragostea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos în săptămâna aceasta? Și să ne întrebăm despre asta, să discutăm despre asta, să ne încurajăm la asta, să fim preocupați de asta în mod constant, în mod constant. Și ce am observat, frate și surori? Cei mai mulți oameni care se pocăiesc, știți cum se pocăiesc? Nu venind la o evangelizare la biserică. Se pocăiesc prin relații pe care le construim cu oamenii, în timp. Stând cu ei, povestind cu ei, interacționând cu ei, vorbindu-le despre Domnul, poate în casă, la spital, pe stradă, la serviciu, undeva, un om cu care stai și vorbești efectiv despre Dumnezeu. Cei mai mulți oameni așa se întorc la Domnul. Și asta și explică, într-un fel, lipsa creșterii numerice în rândul bisericilor, pentru că nu avem o preocupare constantă să fim mărturie pentru cei din jurul nostru. Așa că mă rog ca Domnul să ne ajute, chiar am zis ieri, să fie biserica noastră prima din Maramureș, care își asumă această direcție. Amin? Amin. Și de astăzi, în fiecare program de biserică, să facem această mențiune și să ne încurajăm, frați și surori, că atunci când ieșim de pe ușa bisericii, până la următoarea întâlnire, să nu ne dea Domnul liniște și odihnă. Fără să ne preocupe și să ne gândim la sufletele care sunt pierdute în jurul nostru. Și nu păstorul,
sau nu doar pastorul, ci fiecare membru din biserică să aibă pe inimă povara sufletelor pierdute de lângă el. Nu trebuie să fim mari specialiști în a vesti Evanghelia. Nu trebuie să avem studii teologice, nu trebuie să trecem prin seminarii. Trebuie să avem inima încărcată de dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoși. Dacă nu o avem, să ne rugăm Domnului să ne umple. Dacă ne inima plină de lucrurile lumii prea mult, să ne rugăm Domnului să ne golească inima de ce nu-i după voia Lui și să ne umple inima de dragoste pentru cei pierduți. Așa cum avea Apostolul Pavel, zice, simt o durere adâncă în inima mea, pentru neamurile mele, pentru rudenile mele trupești. Doresc ca și ei să vină la cunoștința adevărului. Așa că Domnul să ne ajute, frați și surori, să avem această perspectivă. Și în acest context vreau să vă dau și o veste bună cu harul Domnului și cu ajutorul Lui. De câțiva ani de zile de când ne-am mutat unde stăm la bloc, pe Victoriei Mai Mare, ne rugăm și vorbim oamenilor despre Domnul, vecinilor noștri. Le mărturisim cuvântul, mergem în casă, stăm de vorbă cu ei, ne rugăm, îi ajutăm, le vorbim despre Domnul. Și alaltă ieri vine dimineața, o vecină de-a noastră, de fapt din blocul vecin, i-a sunat că vrea să vină la noi să stăm de vorbă. Și a venit la noi și am stat vreo 2 ore de vorbă cu ea și ne-a vorbit despre povara păcatului din inima ei, despre neliniștea pe care o are, frica pe care o are în mod constant în viața ei. Și a vorbit despre Domnul, i-am spus încă o dată că soluția pentru problema ei este Domnul Iisus. Și când are nevoie de alte lucruri în plus, decât de o credință sinceră și o apelare din toată inima la Domnul Iisus Hristos pentru a-i mântui sufletul și a-i da viață și a-i noi inima și a-i da o viață nouă. Și apoi am provocat-o dacă vrea să se roage. Și s-a rugat, ne-am rugat și noi și și-a deschis inima să primească pe Domnul viața ei. Trebuie să fie Domnul. Numele ei este Anca. Anca are un frate care este preot ortodox. Întreaga familie este ortodoxă. Să ne rugăm pentru ea. A zis că știe că urmează o perioadă dificilă în care familia, vă dați seama în ce situație s-a pus acum în față de familie, să efectiv să o ia pe un alt drum. Să ne rugăm ca Domnul să o întărească și să-i întărească mărturia și să o ajute să ducă până la capăt acest plan, această lucrare a Domnului în viața ei. Amin? Amin. Ieri, în timp ce eram la întâlnirea de la Siget, Anca, soția mea, mi-a scris mesaj despre mesajul pe care l-a primit ea de la Anca. Adică Anca i-a scris ieri dimineața de la Anca următorul mesaj. Domnul Iisus să vă ocrotească pe toți, mă simt așa de plină de iubire și de viață adevărată. Vă mulțumesc că existați în viața noastră. Vă iubesc. Astea au fost cuvintele pe care le-a scris Anca ieri dimineață. Deci viața adevărată, pacea din inima ei, deja în prima dimineață când s-a trezit într-o nouă viață, a simțit din plin pacea și dragostea Domnului în inima ei. Domnul să fie slăvit pentru asta. Astăzi, iarăși, sau ieri, îi zicea lui Anca, dacă veniți mai repede din capăt, intrați pe la mine, că vreau să stăm de vorbă, vreau să... Duminica viitoare vreau să vin la voi la capăt, la biserică. Amin. Deci dorește, caută părtășia bisericii, Domnul să lucreze. Nici nu știm ce să facem acum, să o îndreptăm spre biserica din Baia Mare, să o aducem la Cavnic. Rugați-vă să ne dea Domnul înțelepciune și să știm cum e cel mai potrivit și să fie cel mai bine și pentru ea și pentru familia ei. Deci aș vrea să... Și asta este o dovadă că funcționează mărturisirea personală, evangelizarea personală. Aduce roade. Mai repede sau mai târziu, dar aduce roade. Dacă ne face partea noastră. Asta ne motivează și să trăim mai curat, mai atent, să avem o mărturie bună. Nu? Că dacă vrei să vorbești cuiva despre Domnul și viața ta te contrazice, omul zice, du-te, mai lasă-mă în pace. Uite-te cum trăiești. Și atunci suntem motivați să și trăim mai curat, să și cunoaștem cuvântul mai bine, să și trăim mai atent, să fim mai implicați în ceea ce contează cu adevărat. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Voi vreau să anunț că, cu ajutorul Domnului, duminica trecută la colecta specială pe care am făcut-o pentru